afară, rețeta de fa la fel. Primul pas este de cu seară să puneți la înmuiat năutul în apă și bicarbonat. Apoi, la mine deja el a stat peste noapte, trecem la pasul următor, să-l mărunțim în blender. Din timp ne pregătim cartofii care deja i-am feliat. Pregătim ceapa și usturoiul. Pregătim ceapa, usturoiul, deci aici am o ceapă, 4 căței de usturoi și o mână de pătrunjel cu mărar. Am dat prin blender năutul, ceapa, usturoiul și verdeața. Ratiță cu apă la foc și acum cartofii am să-i trec prin un crop timp de 3 minute ca să absorbă mai puțin ulei atunci când îi voi prăji. Acum adaug cam 2 linguri de griș în compoziție, o lingură de pesmet, mai pun o lingură de sare și acum venim cu mirodenile. Aici pun curry, oregano, cimbru, chimen și un pic de piper. Și acum mestecăm și vom crea masa pentru chifteluțele din nou. Acum le formăm foarte simplu, le luăm, le strângem în mână, le fixăm compoziția și în felul acesta le creăm pe toate. După ce am format chifteluțele, urmează să le fierbem în ulei. Următorul pas este să pregătim cartofii, îi fierbem în ulei. Fierb cartofii, noi vom pregăti dressing-ul. Vom folosi o lingură de muștar, o ceapă tocată, un cățel de usturoi tocat, 5 castraveți murați pe care i-am tocat, un pic de ulei de măsline și iaurt grecesc în jur de 400 de ml de iaurt. Și acesta va fi dressingul nostru pentru falafel, un dressing foarte gustos, aromat și care se potrivește foarte bine cu chifteluțele de năut. În sfârșit mai adăugăm și un pic de sare, gustați și vedeți dumneavoastră în funcție de castraveții murați cât de sărați sunt. Gustați și vedeți dacă mai necesită sare. Acum fierbim și chifteluțele în ulei. Dacă aveți fructioză și mai bine, mai ușor. Ca să menționez, cartofii după ce îi scoatem, îi dăm cu un pic de sare și un pic de oregano. Și îi mestecăm și sunt gata pentru montaj. Am prăjit și chifteluțele și acum urmează ultima parte, să montăm falafelul. Deci începem în felul următor, vom pune întâi un strat de dressing sau sos, cum vreți așa e ziceți, peste care vom monta câțiva cartofi. Adăugăm câteva feluțe de roșii proaspete. Câteva frunze de salată și chifteluțele. Le putem servi în două moduri, am să vă arăt ambele. Deci prima îl strângem. Apăsați foarte strâns. Îl închidem bine, un pic îl presați așa și apoi
Deci asta este un mod care îl servim și alt mod îl servim pe farfurie. Servim lipia, chifteluțele. Ușoare. Un pic de salată și pe centru servim cu dressing. Este la alegerea dumneavoastră cum să-l serviți, este foarte gustos și vă recomand cu drag să-l preparați.